Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Roman, care se va desfășura joi 27 iulie, la punctul 7, se află un proiect privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 195 de metri pătrați către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Biserica Sfinții Părinți Ioachim și Ana. Terenul, proprietate privată a municipiului roman, este situat pe strada Vasile Lupu, la numărul 60, în spatele bisericii din Lemn, din proximitatea ștrandului municipal. Acolo, Arhiepiscopia intenționează să construiască ca un centru educațional pentru copii. Conform referatului de specialitate, proiectul generează mai multe beneficii, creează premizele soluționării problemei lipsei locurilor pentru educarea copiilor, în afara programului școlar, respectiv școală de vară sau after school, cu impact asupra comunității, asigură furnizarea unor servicii civilizate prin construcția unui centru educațional, care să corespundă necesităților actuale de interes public, nu are impact bugetar, întrucât beneficiarul dreptului de folosință va suporta cheltuielile amenajamentului întreținerii și edificării construcției. În referatul de aprobare a proiectului de hotărâre se mai arată că este posibilă darea acestui teren în folosință gratuită în vederea realizării proiectului, în condițiile în care reprezentanții legali ai Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și-au arătat disponibilitatea de a realiza pe cheltuială proprie construcția propusă.